Bună dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu profora. Așa începe eu de fiecare dată lecțiile, dar de data asta, lecțiile mele au, lecția așa asta e plină de o stare de emoții pe care nu o întâlnești oricând. Cui, cărui bunic nu i-ar surâde să trăiască o astfel de secvență, pentru că lângă mine se află cele două nepoțele, dragi sufletului meu, Ana din America și Maria din România, cu ele, așa în particular, ne-am mai întâlnit cu Maria când lecțiile din, pe care le-am mai făcut în România, cu Ana iarăși și niște lecții pe care le-am făcut împreună, dar amândouă odată n-am fost, dragilor. Noi ne aflăm într-o excursie, Ana și cu părinții ei în America, Maria și cu părinții ei din România și iată-ne, aici avem șansa să fi întâlnit o tablă. Și unde este o tablă, este și loc pentru a face o lecție de matematică. Și acum ne-am propus să facem o lecție de matematică cu fracții, așa cum ai spus. Dar vreau și problema eu. Și problema o să facem. Vedeți, cererea e foarte mare. Eu abia fac față, dragilor. Așa că aș vrea. Probleme cu fracții. Probleme de matematică. Foarte, uitați-vă ce zâmbet și ce bucurie pe echipurile lor. Facem matematică și vor și probleme cu fracții. Dar mai întâi să discutăm despre fracții. Ce înseamnă o doime? Adică am un cerc și l-am împărțit în două. Hai să facem și noi aici. Da. Deci, o doime înseamnă un cerc care l-am împărțit în două. Deci, hai să desenăm și noi un cerc. Uite așa. Și pe care îl dăm în două. Și noi ne oprim la una din ele. Ele sunt egale, dragilor. Ori doimea asta, ori doimea asta. Deci, așa înseamnă o doime. Sau, foarte bine să însemne, Mariuca, și dintr-un segment pe care îl luăm. O să luăm un segment mai mare. Iar doimea, înseamnă întregul acesta, ăsta care a fost așa segmentul, pe care l-am împărțit în două. Nu? Da. Vreau să desenezi și tu. Aici, te rog. Să luăm un segment, cum am desenat noi. Mai mare, ca să se vadă. Mai lung, chiar mai lung. Uite câte am făcut eu de lung. Da? Acela este un segment. Fii atent aici, Mariuca. Și noi luăm din el. Care jumătate îți place ți, la care vrei să faci referire? Ce? Deci, acesta a fost tot segmentul. Și l-am împărțit în două și înseamnă ori asta, ori cealaltă. Hai să zicem, la asta ne referim. Da? La jumătatea asta. O doimă. Ei, dar dacă pe acesta tot îl dăm în patru, iată, adică și pe ăsta, pe jumătatea asta am dat-o în două, și pe jumătatea asta îl dăm în două, câte astfel de segmente am făcut? Câte am făcut de acestea? Patru acum. Patru. Și două din ele, adică asta e o pătrime. Așa este? O singură pătrime, că tot întregul a fost împărțit în patru. Ăsta este iarăși o pătrime, da? Că am fost... Și asta e o pătrime și asta e o pătrime. Nu, asta era o... Ajung și la o problemă, dar fac... După ce mă pregătesc cu fracțiile, ajung și la o problemă. Da. Tu ești nerăbdătoare să ajungi la probleme. Bun. Deci, o pătrime. Două astfel de pătrimi, până aici. Două astfel de pătrimi. Fac cât o doime de mai sus, nu? Da. De aceea ne permitem să zicem și noi că... Ce să spunem? Cum să spunem? O doime, adică asta de aici, este egală cu două pătrimi. Da? Cu două pătrimi. Și două pătrimi... Dar văd că tu ai scris ceva mai interesant. Adică tu ai mers mai departe. Și tot întregul ăsta l-ai împărțit în câte? Eu o să fac, ca să nu aglomerez foarte tare, împart pe ăsta încă o dată în două. Da. Și încă o dată în două, și încă o dată în două, și încă o dată în două. Câte bucăți de cele segmente de cuțit o să fac? Una. Six. Ia să vedem, six sau câte sunt? 8, da? 8. Deci e egal. Tot doimea asta, te rog să-mi spui câte astfel de optimea. 1, 2, 3, 4. Deci acum pot să spun că asta, toată doimea asta înseamnă
patru optimi. Deci, fetelor, o doime înseamnă două pătrimi, da? Da. Două pătrimi înseamnă patru optimi. Patru optimi. Dar cum să ajungi aici? Multiplicare două. Asta e fantastic. Așa am multiplicat încă o dată pe doi. Da. Sau ăsta de la început multiplicat cu patru. Da. A multiplicat înseamnă a mulți și numărătorul și numitor. Parcă știi că am ăsta, nu? Cum se numește? Numărător, așa. Denominator. Eu nu știu să pronunț. Încă o dată zi tu. Numerator și denominator. Așa. Denominator. Numărător și numitor, da? În românești. Numărător și numitor. Da, da, cam, stop, stai, am o idee. Dacă am pe ăsta scris așa, eu îmi trebuiesc 3 pe 6. Oare cu cine ar fi egal ăsta 3 pe 6? Foarte tare! În engleză este simplest form. Poți să mai simplify? Nu pot. Asta este maxim. Se cheamă în românește ireductibile, nesimplificabile. E forma cea mai simplă. Da. Cea mai simplă, da? Cea mai simplă nu este asta. Nu poți să mai faci... Nu mai ai nicio șansă. Dar asta s-a putut prin cât? Prin 3. Da. Asta s-a putut prin 3. Că s-a împărțit și cel de sus și cel de jos prin 3. Deci 3 împărțit la 3 face 1, 6 împărțit la 3 face 2. Deci ăsta a fost motivul de simplificare. Da? Deci când întâlnim o fracție de asta care mai poate fi simplificată, să de fiecare dată să o simplificăm. Hai să mai vedem o dată așa. Dacă întâlnesc, da, imediat ajung la problemă, dar noi trebuie să punem noi la punct chestia asta. Dar dacă vezi așa, 6 pe 12, spune tu, Măriuca, ce putem face la asta? 6 pe 12. Prin cât o putem simplifica acum asta? Ce număr să se împarte exact și la 6 și la 12? Da? Și la 6. Prin 3, da? Prin 3. Dacă vrei, prin 2, da? Mai întâi. Că 6 împarte la 2 și 12 se împarte la 2. Și cât face 6 împărțit la 2? Face 3. Și 12 împărțit la 2? Face 6. Dar 3 pe 6 mai poate fi simplificată. Prin cât? Prin 3. Că 3 se împarte la 3 și îmi dă 1. Și 6 se împarte la 3 și face 2. Și apare 1 pe 2. Ei... Dacă ați înțeles acest lucru, foarte multe probleme interesante, Ana și Maria, putem face în clipa asta. Să zicem așa, că de la București, plecăm din București și vrem să ajungem în Bacău. Și facem așa, da? Uite, deci plecăm de la București, toată lumea este atentă, fetelor, deci plecăm de la București la Bacău. Și mergem două ore, iată, și din tot drumul ăsta București-Bacău, în primele două ore la București, la Bacău, facem... Dar câte ore facem tot drumul? Nu știu, dar știu că după două ore am făcut din tot drumul ăsta, am făcut o pătrime. Deci în primele două ore, la prima escală, am făcut o pătrime din drum. Da. Deci, la prima oprire, ne uităm și am făcut o pătrime din drum. Ce înseamnă o pătrime din drum? Ce e asta? 1 și 2? 1, 4 ăsta. Da? O pătrime din drum. Okay. Adică, tot drumul ăsta... Fii atent acolo și facem după aceea ce da. Tot drumul ăsta, ce înseamnă o pătrime? O pătrime... Păi, hai să zicem că... Așa, acolo jumătate. Da. Și aici pătrime. Așa, și faci tu desenul ăsta, te rog. Deci... Faci tu drumul, desenul care se semne drumul. Deci până acum două ore am făcut aici. Asta e foarte important! Două ore și am făcut o pătrime din drum. De acord? Foarte important. Am făcut o pătrime.
Câte au mai rămas? Câte pătrimi? Câte au mai rămas? Una, două, trei. Opt. Nu, una, două, trei pătrimi. Trei. După alte două ore, facem o treime din rest. O treime din rest. Ana, fii atent, aici e tare problema noastră. După, la a doua oprire, constatăm că a mai mers o treime din tot restul. Da. Ce înseamnă o treime din rest? O treime din rest. O treime așa? Din rest. O treime din rest, din restul ăsta. Adică... Eu știu. Ia să văd. Nu? Nu mai înlungim. Ăla-i drumul, ăla-i tot drumul. Ăla-i tot drumul. Și o treime din tot restul ăsta. El ăsta e restul și noi am făcut o treime din el. Rest este drumul. Nu, da. Drumul tot este da. De la început, de la Bacău până de la Brușa. Nu am înțeles că în engleză rest este altceva. Da, mai înțeles. Bun, de încă o dată problema, că este important la matematică. Să înțelegi bine problema. Deci, o pătrime din drum am făcut în prima parte. Da. După ce mai mergem o perioadă de timp, constatăm că facem o treime din tot restul. Din ce a rămas. Din ce a rămas. Asta. Asta a rămas. Și ce înseamnă o treime? Eu. Nu, păi, din el. Nu. Înseamnă pierd. Aaa, aici. Oh, ce tare este. Am avut deja făcut desenul. Deci facem o treime din rest, da? Foarte tare. Asta este după a doua escală, da? Așa. Deci acum am ajuns acolo, un punct unde arată 1 pe 3 cu mașina. Așa. Am plecat din partea stângă și am ajuns până acolo. Deci, în prima etapă am făcut cât am spus o pătrime din tot drumul, acum am făcut o treime din rest, iar acum, în a treia oprire, după a treia facem... Dar câte ore am făcut aici? Nu știu orele. Două ore am făcut, trei ore, habar n-am. Da. Important este că în prima parte facem o pătrime din tot drumul, a doua oară până oprim, facem o treime din ce rămăsesele și a treia oară, facem jumătate din restul care a mai rămas. Acum jumătate din restul ăsta. Unde este jumătate din rest? Acolo este. Deci a treia oară facem atât. Nu. Așa, fac cum trebuie. Asta este o jumătate, a treia oară, jumătate din rest. Asta am făcut, da? Și nu mai rămas de făcut, să zicem, 80 de kilometri. 80 kilometri au rămas de făcut până la Bacău. Da. Întrebarea este, care e toată distanța? Dacă una de asta este... 3 din 4. 2, 3, 6, 8. Deci întrebarea este, am mers, repetăm problema, fetelor, esențial este când avem o problemă, să repetăm până o înțelegem bine. Deci am mers prima parte a drumului și am făcut o pătrime. Am mers pe urmă și am făcut o treime din rest. Da. Și pe urmă am mai mers și am făcut încă cât am făcut. O jumătate de nou rest. Când mă rămas asta. Și în sfârșit, după ce am mers a treia oară și am făcut o jumătate de rest, nu mai rămas doar asta de făcut, 80 de kilometri. Da. Întrebarea este, cât, care e distanța? Câte ore sau ce? Câte, care e distanța? Este 80. Așa. Dacă asta e 80 și asta e tot 80, că sunt ghidele împărțite. Și asta este... 80, nu. Așa, da. Doar nu am modificat deloc, 80. Și asta este 80. Corect. Stai puțin. 80 ori... 4. 4, sigur. 80 ori. Dar nu știu eu să fac așa. Așa, 80 ori 4. 4 ori 0 egal cu 4. 4 ori 0? 4 ori 0, ce părere ai? 4 ori 0? 0. 0. 4 ori 8. Așa. Egal cu...
Eu am 32. 300, 4 ori 8? 4 ori 8 cât face? Nu, da, 32. 32? Și atunci, Și atunci toată distanța de la București până la Bacău este de 320 km. Hai să vedem cât ai făcut în prima fază. Cât am făcut, câți kilometri am făcut în, până la prima oprire. Da? Cât am făcut? Până la 80. Sigur că da. Deci pune unul roman și în dreptul său pui 8 din săgeată și pune 80 de kilometri. Cât am făcut în a doua, în a doua etapă, cât am mers? La a doua etapă am făcut? De oară cu Rana? Cât am făcut la a doua etapă? A, ea ia de la început până la a doua etapă, adică a fost 80 și 80, da? 160. Până am ajuns la a doua oprire. Și a treia, da, eu mă gândeam cât am făcut. Doar în a doua etapă. Doar în a doua etapă. Tu ai luat-o de la început. Deci, 80. Dar totuși tu ai dreptate. Da, nu, nu, e bine așa cum am zis. Când în a doua etapă întrebarea a fost. Nu de la început. Deci 80, da? Și în a treia etapă? 80. În a treia etapă 80. 80. Then, I like what you're thinking on, actually. Așa. Deci, fetelor, a fost foarte important să înțelegem bine problema. Deci, tot drumul am figurat așa. În prima etapă am făcut-o, cât am spus, o pătrime. În etapa a doua, din rest, am făcut o treime. Din rest am făcut o treime. În etapa următoare, din restul care a rămas, am mai făcut jumătate. Și până la capăt mi-au mai rămas 80 de km de făcut. Foarte important a fost, foarte frumoasă problema, pentru că am avut